Aproape 40% dintre români nu vor să se vaccineze. Motivul este că se tem de reacțiile adverse, potrivit unui studiu recent. Colega mea, Cătălina Iordache, are mai multe informații. Cătălina, bună seara! Ce mai arată aceste date? Bună seara, Andreea! Potrivit studiului, aproape 40% dintre români nu intenționează să se vaccineze anul acesta. Totuși, jumătate dintre ei declară că este posibil să schimbe opinia în viitor. Persoanele chestionate, care spun că nu vor să se imunizeze împotriva SARS-CoV-2, invocă cel mai des teama de posibile reacții adverse. Apoi, peste 26% dintre acestea nu sunt convinse de eficiența vaccinului, iar aproape un sfert dintre respondenți spun că nu au suficiente informații despre vaccinarea anti-COVID-19. Aproape 13% nu cred în existența virusului, iar 5,8% se declară împotriva vaccinurilor în general. În ceea ce privește vaccinarea, peste 65% dintre participanții la studiu spun că nu s-au vaccinat niciodată în ultimii 5 ani, pe când aproape 13% dintre ei s-au vaccinat o singură dată în această perioadă. Mai bine de jumătate dintre cei intervievați consideră că vaccinarea va opri epidemia de coronavirus. De menționat este faptul că, potrivit studiului, cei care declară că nu cred în pandemia de coronavirus fac parte din categorii defavorizate, fără venituri și fără studii. Datele au fost culese în perioada ianuarie-februarie 2021 pe un eșantion de 1200 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.